Mergem la colega mea, Corina Matinski, cea care a vorbit cu familia Luizei. Spuneam, Corina a venit astăzi să protesteze în fața sediului DIICOT, un gest disperat ca urmare a acestei anchete care se tot prelungește. Te ascultăm. Bun găsit tuturor! Așa este, familia Luizei Melencu a venit astăzi aici la DIICOT. Vorbim de mamă, de bunici, de mătușă, dar și de mai mulți susținători pentru a protesta cu privire împotriva modului în care a fost făcută până acum ancheta. Și să știți că ceva mai devreme au și fost de altfel primiți de către actualul șef interimar al DIICOT, Georgiana Hosu. Mama, bunicul și avocatul familiei au stat la discuții timp de o oră și jumătate. Au ieșit din sediul DIICOT extrem de dezamăgiți. Mama Luizei era chiar cu lacrimi în ochi, spunând că cei de aici de la DIICOT merg doar pe pista aceea a faptului că Gheorghe Dincă le-ar fi ucis pe ambele fete. Ei în continuare cred, familia crede în continuare că Luiza ar fi victima traficului de persoane și și-ar dori ca cei de la DIICOT să meargă și pe această pistă. Bunicul spunea că este dezamăgit inclusiv de modul în care este tratat Gheorghe Dincă. Ne amintim de scandalul de ieri. Acuza avocatul că Gheorghe Dincă l-ar fi amenințat chiar de față cu cei doi procurori DIICOT și că urmează să depună un memoriu aici la DIICOT. Rămâne să vedem ce se va întâmpla în continuare, pentru că vă spuneam, au ieșit dezamăgiți de aici, ba chiar bunicul a spus că săptămâna viitoare va veni din nou în București, aici în fața sediului DIICOT și va intra în greva foamei. Am să intru în greva foamei, că nu se mai poate, altfel nu se mai, nu mai putem, adică oricât de umane am fi, am devenit, adică, deci ne desconsideră pe zi ce trece. Deci greva foamei, acolo am să, o să anunț prin doamna avocată, o să-mi cumpăr un cort, ninge, plouă, am să stau acolo. Care este motivul pentru care protestați astăzi? Pentru ce s-a întâmplat ieri, dacă un inculpat a ajuns să sară la gâtul avocatului, deci gândiți-vă că s-a fost motivul. Am parcurs atâta drum pentru... și aș vrea, când o să vină domnul Tonel Popo, o să vină și dânsul, aș fi vrut să cer o audiență, să sperăm că doamna Hosu acceptă să stăm în civilitate și în primul rând aș vrea să stau de vorbă cu domnul procuror Pătuleanu. Cu domnul procuror Pătuleanu. Ce v-a spus domnul avocat că s-a întâmplat ieri la acea audiere? Ce a făcut? Un inculpat să sară la gâtul unui... și cu toate că nu era prima voltă, prima dată era... a fost deja avertizat, am înțeles, domnul Tonel, încă o dată de... că să aibă grijă ce vorbește de Dincă.